Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii. Am vorbit în sesiunile trecute despre natura omului, despre pom, despre oameni, despre imposibilitatea de a schimba natura unui pom, a unui om, despre necesitatea de a experimenta un miracol pe care noi îl numim nașterea din nou, despre miracolul ăsta care este în matematică de a deveni dintr-o linie o suprafață și dintr-o suprafață un volum, adică de miracolul de a ieși din ordinul și din natura cu care ne-am născut și cumva să ne mutăm, să ne naștem din nou într-un ordin nou, într-o natură nouă, inaccesibilă în mod natural. Miracolul acesta, noi, cei care citim Scriptura, îl numim naștere din nou. Nădăjduiesc, v-am spus dățile trecute, să stârnesc cumva un strigă de disperare și de căutare a celor ce își vor da seama că toate astea sunt cu neputință pentru cel ce nu are natura nouă. Și disperarea asta se ducă la pocăință și pocăința se ducă la credință și amândouă acestea, am spus eu data trecută, să ne ducă la Hristos care schimbă natura omului. Acum, ce pot face cu natura asta nouă primită prin credință? Ce putem fi? Ce putem deveni acum cu ea? Putem fi oameni care au nimic mai puțin decât chipul lui Hristos în ei. Oameni care oglindesc fața lui Dumnezeu strălucitori și absolut neobișnuiți. În încheierea studiului nostru destul de lung despre poruncile lui Hristos, am vreau să vă dau câteva exemple despre oameni care au trăit libertatea primită și au trăit-o la maxim și au făcut cumva să strălucească fața lui Dumnezeu de-a dreptul în viața lor. Binecuvântarea cea mai mare este acum a noastră. Este acea binecuvântare scrisă în Numeri 6:25, unde Dumnezeu spune așa: să binecuvântați pe copiii voștri, să ziceți, Dumnezeu să facă să strălucească fața lui peste tine și să se îndure de tine, Dumnezeu să-și înalțe fața lui peste tine și să-ți dea pace. Cuvântul ăsta real, fața lui Dumnezeu, de fapt este scris fețele lui Dumnezeu, panim, spune în evreiește, panav eleha, spune textul ăsta de la Numeri, fețele lui Dumnezeu. La noi în românește, cât și în alte culturi, când zici de cineva care are mai multe fețe, asta are o conotație negativă. Este un om cu două fețe, zicem noi. Indienii spuneau cu multe fețe. Fața lui Dumnezeu, fețele lui, arată ceva din ce este în interiorul lui și mai înseamnă ceva. Despre Hristos este scris că este oglindirea lui Dumnezeu. Tot astfel, noi suntem oglindirea lui Hristos, întrucât se spune că Hristos să ia chip în noi. Pavel, chiar aici, în Galateni, în capitolul 4, zice: of, 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 Galatene, chibuzuiți, când oare Hristos va lua chip în voi? Adică fața lui Dumnezeu să devină cumva fața noastră. Ce înseamnă asta? Caracterul lui Dumnezeu, felul lui de a fi, felul lui de a deveni, să devină felul nostru de a fi. Petru și Ioan s-au dus într-o zi la templu. Acolo, la ușă, era un olog din naștere. Ologul a întins mâna să ceară ceva de pomană. Apoi s-au întâmplat câteva lucruri șocante în succesiune. Unul era că Petru și Ioan nu aveau bani. Altul era că aveau totuși ceva. Spun ei, numele lui Iisus și puterea care îi însoțea. Apoi ologul s-a vindecat. Dar primul lucru șocant, a zice, este felul în care ei încep propovăduirea și vestirea Evangheliei lor. Ei spun, uită-te țintă la noi. Acum, nu este exact felul în care eu vreau să predic. Nu mă simt confortabil cu un astfel de început. Nu prea am chef să spun asta nici la mijloc și nici la sfârșitul predicii. Dar orice propovăduire autentică începe așa. Orice sfat începe așa, fie că spui cu glas tare sau fie că nu-l spui. Prima predică înainte să spui orice cuvânt ești tu însuți. Cum de-au avut ei îndrăzneala asta să spună uită-te la noi? Poate trebuiau să spună ca în Scriptură, priviți țintă la căpetenia desăvârșirii noastre la Hristos. Dar pentru Pavel și Petru era același lucru. Fața lor era oglindirea feței lui Dumnezeu, a lui Hristos. Hristos căpătase chip în ei,
ei deveniseră una din fețele lui Dumnezeu, puteau foarte liniștit să spună uită-te la noi, la fel cum ar fi spus uită-te la Hristos. Lui Timotei îi spune Pavel într-una dintre epistolele lui: dă-te pe tine însuți de exemplu. Acum, nici asta nu este așa o mare modestie, până ce înțelegi că Timotei nu era chiar oricine. Era unul care avea un chip deosebit. Era o față a lui Hristos. Era unul a cărui chip reflecta chipul lui Dumnezeu. Pavel știa ce spune. Știa că trimițând pe Timotei în față ca exemplu pentru alții nu riscă nimic. Trimitea pe unul care oglindea pe Hristos și oglindea felul lui de a fi și oglindea caracterul lui Hristos. Pavel însuși se apucă într-o zi și spune: urmați-mă pe mine, fraților. Acum, asta e bună, ai zice, dar cine chiar crezi că ești? Pavel continuă însă: păi să vă spun cine sunt. Sunt unul care eu însumi urmez sau eu însumi imit pe Hristos. El nu vorbea de mers cu picioarele, de străbătut distanțe, ci vorbea de modelarea spiritului, a caracterului. El spunea: urmați-mă pe mine, adică însemna copiați-mă pe mine sau luați chipul meu. Și avea el dreptul ăsta să ne spună să luăm chipul lui, din pricină că și el imita pe Hristos și el luase chipul lui Hristos în el. Căpătase binecuvântarea aceea de la Numeri, în care fața lui Hristos strălucea peste fața lui. Era o față a lui Hristos. De ce vrea Dumnezeu să se oglindească în noi, pe fața și în viața noastră? Să devenim toți așa o copie, unul ca altul, așa cum sunt jucăriile alea de 3 lei de acolo din magazinele alea ieftine? Nici pomeneală. El nu vrea să înlocuiască chipul nostru. Nu vrea să ne elimine pe noi, ci el vrea să ia chip în noi. Dumnezeu știe că omul obișnuit îi este greu să-l perceapă pe Dumnezeu, cel puțin la început. Și atunci Dumnezeu trimite înainte să vină el oameni care au cumva ceva din chipul său, au ceva din el. Sunt și oameni, sunt și un fel de Dumnezeu. De la început Dumnezeu a intenționat ca omul să aibă ceva din chipul său. El a făcut pe om după chipul și după asemănarea sa. Și așa plănuiește el să fie orice copil al său născut din nou, născut din natura asta nouă a lui Dumnezeu. Să devină un chip al lui, să devină una din fețele lui Dumnezeu. În fiecare om născut din nou, începe Hristos să ia chip. Se întâmplă câteodată și tragedia asta care este descrisă în Iacov, capitolul 4. Oricine ascultă cuvântul și nu-l împlinește, adică nu-l practică, este ca un om care își privește fața firească în oglindă și după ce a privit, pleacă. Și uite imediat ce a fost. Se mai întâmplă tragedia că omul refuză să se schimbe după oglinda cuvântului, după Hristos. Dar în mod normal, un creștin, un om născut din nou, începe să capete ceva din chipul lui Hristos. Și viața lui începe să capete o anumită direcție și o culoare aparte, un pic diferită de cel de lângă el, de celălalt creștin. Dar cumva, parcă din aceeași rădăcină și din aceeași tulpină. Chipul particular pentru el al lui Hristos începe să-i marcheze viața, să-l conducă în felul lui particular, în aceeași direcție generală cu frații lui de credință. Insulele Hawaii nu au fost totdeauna ce sunt azi. Este acolo o insulă, Molokai, care timp de peste 100 de ani a fost un loc unde leproșii erau izolați de lume. Erau debarcați acolo și lăsați aproape să moară de foame. Debarcați era chiar un cuvânt prea larg. De multe ori de frică de a nu căpăta boală de la atâția leproși de pe mal, cei care conduceau bărcile îi împingeau în apă înainte de mal, la sute de metri câteodată, și bătrânii, copiii se necau înainte să ajungă la mal. În iadul acela a apărut la un moment dat un om, un călugăr, un preot, care se deosebea de toți. Mai întâi că nu era lepros, și asta se vedea de la o poștă că nu era lepros. Avea alt chip. Avea alt chip decât chipul mutilat a unui lepros. Dar avea și altfel de chip decât a majorității celor ce nu erau leproși. Avea un anume chip al lui Dumnezeu în el, în inimă, o natură nouă. Era un fanatic, adică unul care cumva a început pe un făgaș al vieții în care nu încape decât o idee, un scop, un țel, o dorință. Călugărul Damian
s-a dăruit leproșilor. Aș zice că a început o bătălie pierdută înainte să o începi. N-avea șansă de câștig. Cui să-i pese de leproșii ăștia? Nu exista internet, televizor, welfare, nu exista ajutor social pe vremea aceea, foarte puțin. Era așa de singur și era și ridicularizat peste toate lucrurile. Ar fi fost poate de ajuns că s-a dus să vadă ce e acolo, nu? Și noi mai facem din când în când o vizită în Haiti sau în Africa sau în India, undeva unde sunt oameni amărâți. Nu ne strigă să vedem necazurile de acolo. Mai vizităm un orfelinat, ne îngrozim, ne strângem atunci mai înfocat copiii la piept și mulțumim lui Dumnezeu că nu i-am găsit pe ei acolo în locul ăla oribil. Cei care chiar vor să sară peste cala, zice, încep și sponsorează pe câte un nefericit din aceștia. A zice, 12 luni de zile tot dau ajutoare. Iar câte unii, zicem, cu idei mai fixe, chiar adoptă pe un biet orfan și îl scoate și îl salvează din iadul acela. Mergem să dăm o mână de ajutor într-o vară să construim o casă în Mexic sau cine știe unde, sau să ajutăm sinistrații din Haiti. Vii după o săptămână cu istorie și cu amintiri care se țin o viață întreagă. Dar apoi, din pricină că suntem oameni echilibrați, cu simțul măsurii, ne întoarcem la grijile noastre, păstrând însă în memorie și în rugăciune ororile alea pe care le-am lăsat în spate. Părintele Damian nu era un om echilibrat și înțelept în felul ăsta, ca să înțeleagă că unele le poți face și altele nu, că viața este mai mult decât insula Molokai, nu pricepea că Dumnezeu are mulți oameni în lume și multe nevoi care trebuie împlinite, el avea o idee fixă și a întors fața într-o singură direcție, Molokai, insula aceea din Hawaii. Căpătase el un anume chip, o fixație, o chemare, zicem noi în termeni religioși. Dar ce chemare? Una care să le elimine pe toate celelalte din viziune, care să le obscure pe toate celelalte. La început a încercat să-i ajute pe leproșii aceia, făcând cunoscut plaga aceea și chinul lor. Apoi s-a mutat cu ei pe insulă. A început să mănânce ce mâncau ei. A trăit în aceleași locuințe unde trăiau ei. Ani de zile. Fiecare din noi vrea să vadă ceva frumos. Măcar din când în când să vadă ceva frumos. O pictură, dacă nu poți să vizitezi locul real. Un peisaj desenat, o față de copil. Damian vedea doar fețe de leproși. Ați privit vreodată fața ciupită și mutilată de lepră? Și pentru omul acela cu fixație, lui îi se păreau frumoase. Vedea ceva în spatele nasului ciuntit, ceva în spatele gurii rupte a maxilarului care lipsea. Vedea chipul omului, a copilului din lăuntru și înăuntru vedea chipul omului cu om mare, chipul după care leprosul acela fusese creat, chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu. Și și-a întins mâna și-a mângâiat chipul din fața lui. Nu mângâia fața unui lepros, asta e prea primejdios, mângâia fața lui Hristos din spatele leprosului. Și Damian a trăit printre ei în același loc mâncând ca ei, îmbrăcându-se ca ei, doar că și purta haina de călugăr atât. După mulți ani, Dumnezeu a văzut că mai lipsea ceva chipului acestui Damian. Într-o duminică, la slujba religioasă, el a început predica cu o frază care a cutremurat până și pe leproșii din sală. El a început predica așa, noi, leproșii, și ce a urmat nu a mai contat. Era de acum unul care luase chipul lor în întregime. Se îmbolnăvise de lepră. Am o poză cu părintele Damian pe peretele din fața scaunului de la birou. Îl văd în fiecare zi. Este cu 3-4 săptămâni înainte să moară de lepră. Are fața ciuntită, pare să aibă o mână lipsă. Și are un chip care vine din altă lume, o lume ireală, o lume condusă de unul care trăia în paradis și a decis să se dezbrace de chipul său de Dumnezeu și să ia chip de om și să ia păcatele tuturor și să fie mutilat de lepra noastră. Damian căpătase chipul lui Hristos, cel care cu puțin timp înainte de el, cu 2000 de ani înainte, ce înseamnă 2000 de ani în istoria Universului? Ieri, Hristos care luase chip de lepros ca mine și ca tine. Damian, cel din poza de pe peretele meu, are ceva din chipul lui Hristos care este descris în Isaia 58, unde spune,
nu avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui nu avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Nu a fost așa de când era mic copil, de când l-a cunoscut pe Dumnezeu. Dar Damian, umblând pe urmele lui Hristos, a căpătat ceva din chipul lui, a căpătat una din fețele lui Dumnezeu, și anume acea față plină de lepră. Și așa a murit Damian, având fața lui Dumnezeu plină de lepră din jurul său, plină de lepra păcatului din jur, așa cum a murit Hristos, având fața plină de lepra păcatului din omenire, față torsionată de păcatul meu de ieri și de azi. Damian este un om marcat de nașterea din nou, unul care nu mai poate fi un om normal, și viața și moartea de care a murit validează natura nouă a omului din lăuntru. Dar Damian este ceva parcă de excepție. Hai să ne apropiem mai lângă oameni mai muritori ca noi. Hai să vă spun ceva mai banal, ceva mult mai aproape de mine. Am o soră. A ajuns ea la vârsta pensiei. A lucrat mulți ani nopțile la un spital aici, zice Kaiser. Avea ea o fixație. Îi se părea că cea mai importantă lucrare creștină este ajutorarea familiilor cu copii mulți din România. Ba chiar îi se părea că este singura lucrare creștină. Nu câștiga mult săraca, dar aproape tot ce îi rămânea, peste cheltuielile obișnuite, trimitea la săraci. Cumva se aștepta ca noi cei din jur, familia ei, să aibă grijă ca băiețelul ei să mai aibă o vacanță, să mai meargă undeva. Ea nu se ocupa de asta. Banii mergeau la săraci. Ea nu înțelegea misiunea largă a căii lui Hristos. Nu înțelegea construit biserici, nu înțelegea misionari, școli teologice, tipărire de cărți, stații de televiziune, de radio creștine, centre de reabilitare, tot felul de lucrări creștine nu intrau în cap. Pentru o persoană ca ea cu fixație, acel lucru este tot ce este. Ajutorarea săracilor și a orfanilor, a văduvelor și a oropsiților. Și tot, mai tot ce câștiga mergea acolo. Dar, slavă Domnului, am zis eu, a ieșit la pensie. Are așa o pensie mică, dar s-a mutat la mine acasă și atunci îi ajunge pentru tot ce îi trebuie. A ieșit la pensie că obosise de atâtea nopți albe făcute la spital, să mai poată și a citi, să mai poată vedea nepoții. Dar, Doamne, ca un făcut, de când a ieșit la pensie, lucrează parcă mai mult ca înainte. În fiecare zi, 7 zile, se scoală la 4 dimineața ca să lucreze 2 ore la o casă de bătrâni. Acum mai lucrează și 3 zile întregi peste orele de dimineață. I-am zis, Marta, de când ai ieșit la pensie, lucrezi de te rupi. Da, spune ea, am acum ce să trimit la săraci. Cu pensia ei se ajunge pentru ea. Și cu tot ce lucrează, ajunge la săraci. Tot ce lucrează la săraci. Să lucrez ca să dau tot salariul la săraci? Păi poți să trăiești și fără salariul ăla, pot trăi binișor cu pensia. Și poți să trăiesc foarte bine cu salariul peste pensie. Și să lucrez la 4 dimineața ca să dau tot ce am la săraci? Oameni cu idei fixe au căpătat un anume chip, o anume direcție clară, limpede și singulară. Și uitând de tot și de toate, se aruncă în direcția asta de parcă asta e tot ce contează în viață. De parcă nu mai există Himalaya, marele rif de coral din Australia, aruncatul cu parașuta, tenis, fotbal. Au căpătat un chip, îi recunoști. Nu sunt ca păpușile alea identice și perfecte ale Hollywoodului, nu sunt ca masele alea care toate cântă același cânte, care aleargă după aceleași jucării, care vorbesc același cuvânt, care se îngrașă în același fel, se joacă aceleași jocuri, mase de oameni gri într-o lume incoloră. Unii au un chip unic. Iar dacă nu unic, așa rar și special, chipul acela le-a dat o direcție și direcția le-a dat chip. Hristos avea nevoie de ajutor, avea nevoie de cineva să ia chipul ăsta. Alminte, ce familii de săraci făceau foame într-o lume de 7 miliarde de oameni? Să iau chipul lui Hristos pentru 10 familii cu 10 copii fiecare. La ce se uită Hristos? Ce microscop are? Stau și mă gândesc la Hristos. El a spus... Am venit să aduc săracilor Evanghelia, celor prinși eliberarea. Cum a dat el săracilor Evanghelia? Odată a hrănit 3.000 de flămânzi, a era Evanghelia? Altădată a hrănit 5.000. Nu a refuzat pe nimeni care a avut o nevoie de pâine, de vindecare, de eliberare. Nu a întrebat dacă merită, pentru că știa deja răspunsul, nimeni dintre noi nu merita. Nu a întrebat de ce a ajuns flămând, bolnav, păcătos, corupt.
nu a întrebat ce ai făcut, când ai făcut, de ce ai făcut. Avea și el, Hristos, a zice, o fixație. Iubea pe cei flămânzi. Și ce tare iubea! Iubea așa tare că la judecata din urmă, el, Hristos, va face o confuzie grozavă pe care mai nimeni din noi nu o facem. Noi suntem oameni foarte balansați. Dar el era așa obsedat de flămânzi și de bolnavi, încât la judecata finală este scris că va zice: veniți la mine, binecuvântați ai Tatălui, căci am fost flămând și m-ați rănit, și am fost bolnav și v-ați ocupat de mine, și am fost dezbrăcat și m-ați îmbrăcat. Și noi, oameni foarte logici, vom spune: Doamne, când am făcut eu lucrul ăsta? Și el deodată va zice: ori de câte ori ați făcut unuia din cei mai neînsemnați, mie mi le-ați făcut. Asta e confuzia lui Hristos. Și tot așa sunt cei care cumva au căpătat chipul lui, sora mea. Sunt obsedați de binele celor necăjiți. Nu pot dormi noaptea toată, se scoală la 4 dimineața. În 1944, prin Pacific, plutea o barcă de salvare cu câțiva supraviețuitori a unei bătălii maritime cu japonezii, americanii cu japonezii. Pluteau așa de vreo 10 zile spre nicăieri. Erau aproape leșinați, erau fără nădejde. Vasul lor fusese scufundat și acum pluteau în derivă, fără să știe unde sunt și fără să aibă o idee în ce direcție merg. Și cumva, deodată, apare drept pe capul capitanului o pasăre, un pescăruș. Nu era doar un pescăruș pentru ei. Era un semn de viață, un semn că malul este undeva câteva aproape, de salvare, un semn de salvare. Când ei erau gata să renunțe la viață, Dumnezeu trimite un pescăruș în Pacific, spunea capitanul, un om credincios, mai târziu. Ce m-a șocat mai mult este mentalitatea și felul lui Dumnezeu de a privi lucrurile. În timpul acela, când noi, 10 oameni, muream pe barca aceea, în același timp 10.000 de oameni erau uciși în bombardamentele din Europa în războiul mondial, în același timp. Și Dumnezeu cumva își face timp și emoție să trimită un pescăruș într-o barcă cu 80 oameni. La ce fel de microscop se uită Dumnezeu? Ce este important pentru el? El scrie cumva negru pe alb în scriptură că o vrabie nu cade pe pământ fără știrea lui, o vrabie. Îi pasă de o vrabie. Scrie că nu ne cade un fir de păr din cap fără ca el să aibă cunoștință de asta. În timp ce se învârt pe bolta cerului milioane de galaxii cu milioane și miliarde de stele, când pe pământ umblă 7 miliarde de oameni și alte miliarde de ființe, are timp Dumnezeu să vadă că mi-a căzut un fir de păr din cap. Ce Dumnezeu ciudat avem! Adevărat vorbește versetul care spune: gândurile mele, zice Dumnezeu, nu sunt gândurile voastre, ci cât de departe este cerul de pământ, așa de departe sunt gândurile mele de ale voastre. Avem un Dumnezeu, zice eu, cu multe chipuri, cu multe fețe, cu infinite chipuri și feluri de a fi. Și chipurile lui, fețele lui, au menirea să se oglindească și să apară cumva pe fața noastră. Fiecare dintre noi avem menirea să căpătăm una din fețele lui Dumnezeu. Întrebarea mea pentru fiecare dintre noi este asta: ce chip purtăm, ce chip avem? Adică ce a ars Dumnezeu în inima noastră? După ce arde, după ce umblăm, de ce mai umblăm? Avem chip, avem ceva luat din fața lui Dumnezeu pe fața noastră. Pavel, apostolul Pavel, era un fanatic. Era unul care avea un țel și un scop strâmb de tot, unidirecțional, fără vederea aceea care zicem noi, vederea periferială, care caracterizează pe un om balansat și echilibrat. El singur spune: uitând ce a fost mai înainte, mă arunc cu tot ce am spre ținta ce-mi stă înainte. Nebunește, spunem noi astăzi. De fapt, Pavel singur recunoaște asta când spune: am ajuns nebun pentru Hristos. El vrea neapărat mântuirea neamului său, a unui neam pe care știe că este acum lepădat pentru mult timp. Și apoi Pavel știe că neamul său va fi din nou adus la Dumnezeu. Știe asta de la Dumnezeu prin descoperire.
Acum, fiecare dintre noi vrem mântuirea neamurilor noastre, a rudelor și a zice chiar a țării de unde venim. Dar putem dormi liniștiți și dacă nu se întâmplă asta mâine. Mâncăm, râdem, trăim, pentru că suntem, zicem noi, oameni echilibrați, care nu cădem, a zice, prostește în fanatism, fie el și fanatism religios. Vrem mântuirea românilor, vrem mântuirea romilor și a romanilor, dar putem sta liniștiți să vedem și Cupa Mondială de Fotbal, chiar dacă ei nu sunt mântuiți încă. Vrem mântuirea fratelui nostru, a tatălui, a copiilor noștri, dar putem mânca de 3 ori pe zi și ne putem îngrășa bine de tot, chiar dacă ei nu sunt mântuiți. Lui Pavel, Dumnezeu i-a descoperit că neamul lui este lepădat și că va fi reprimit mai târziu. Dar Pavel îi cere lui Dumnezeu să-i mântuie acum, să-i mântuie dacă este nevoie, chiar cu prețul mântuirii lui proprii. Să fie el anatema, scrie Pavel, ca ei să fie mântuiți. Asta, spunem noi, este un fanatic al fanatismului cel mai feroce. Unul care, zicem noi, nu înțelege că istoria este ce este, că nu o schimbi tu așa cum ai chef, că nu poți înota împotriva curentului la infinit, că sunt multe lucruri bune în viață, nu doar vestirea Evangheliei. Este Pavel unul care nu pricepe decât una și bună. A căpătat, adică, o direcție. A căpătat un chip, doar una. El este unidirecțional. A căpătat o anume față a lui Dumnezeu, un chip al lui Hristos, ce trebuie să fie așa pentru o lume de neamuri care aveau nevoie de exact felul ăsta de a fi a lui Dumnezeu. Căpătase chipul acela pe care îl avea Hristos când a plâns cu amar pentru Ierusalim, când zicea: de câte ori am vrut să vă strâng la mine cum cheamă cloșca pui. Și cu chipul ăsta, a zice, cumva deformat de plâns și de dor, Pavel aleargă o viață, predică, coase corturi, este acoperit și lăsat ca mort sub o ploaie de pietre, suferă naufragii, este bătut, este lăudat, este chemat, este gonit. Și setea pentru mântuirea lui Israel se lărgește apoi și ne cuprinde apoi și pe noi neamurile și el umblă, aleargă și caută. Se face cu evreii așa cum era el evreu, cu romanii se transformă în roman, cu grecii în grec, cu barbari în barbari. Zice el: măcar să câștig pe unul, pe unul. Doamne, câteodată te gândești ce nebunie. Un om a căpătat un chip, a căpătat o menire, a căpătat o direcție, o sete și un mod de a trăi. Asta este una din fețele lui Dumnezeu. În India există milioane de oameni care se nasc pe stradă, trăiesc toată viața lor pe stradă și mor pe stradă. Niciodată nu vor fi sub un acoperiș, într-o casă. Niciodată nu vor sta la o masă normală a lor undeva. În Calcuta doar, într-una din orașele mari din India, sunt 1 milion de astfel de oameni care n-au văzut niciodată interiorul unei case să fie al lor sau cu chirie, în orice caz să aibă o locuință, o adresă. Și în mijlocul la dezastru ăsta și la foamete asta și la lipsa asta de cele mai elementare noțiuni de confort, a venit o călugăriță, îi zicem noi Maica Tereza, și s-a aciuit între ei și a deschis niște bucătărioare de-astea în care servea orez și servea alte lucruri, așa un pumn de mâncare pentru fiecare înfometat, câteva bucătărioare de-astea, una pe aici, una pe acolo. Erau niște picături de apă într-un incendiu uriaș. Ce poți să faci cu câteva lucrușoare de-astea, cu câteva ajutoare la milioane de înfometați și la milioane de sinistrați? Dar mama Teresa, cum îi spunem noi, Mother Teresa, mama Teresa nu era una care știa matematică. Ea nu își făcea socoteala că dacă nu poate să salveze milioane de inși, nu poate să facă nimic. Ea nădăjduia să-i salveze pe toți, în fiecare om pe care ea îl hrănea. Omul ăla pentru ea era ca toți. Hrănea pe toți cât putea, îmbrăca pe toți cât putea să îmbrace, își dedicase dintr-o dată viața unei națiuni străine. Ea nu era indiancă. Venise într-o națiune străină, într-o limbă străină, în obiceiuri străine, în religie străină și ea, așa maică catolică cum era, se dedicase oamenilor acelora cu o unicitate și cu o direcție unilaterală rar întâlnită.
Într-o zi, după ce a ajuns ea foarte faimoasă și cunoscută, a fost invitată la Casa Albă, pe când era președintele Clinton, președinte aici în America, la o sărbătoare la Casa Albă. Și acolo i s-a dat microfonul și ea a vorbit despre copiii care sunt uciși în avorturi. Și a spus despre catastrofa asta care zace aici în America și peste tot în lume, unde milioane și milioane de copii sunt uciși înainte să vadă prima zi cu soare. Și la un moment dat, vizibil deranjată de vorbirea ei, soția președintelui Clinton a exclamat: Mama Tereza, sunt atâtea și atâtea milioane de copii nedoriți. Dacă sunt nedoriți, ce să facem? Și mama Tereza s-a uitat drept în ochii ei și a zis: Dați-mi mie pe toți. Eu pot să-i îngrijesc. Era foarte clar, ea nu putea să-i îngrijească, dar avea o inimă care cumva îi cuprindea pe toți. Avea fața și chipul lui Hristos, fața lui Dumnezeu, chipul lui Hristos care în iubirea lui ne-a cuprins pe absolut pe noi toți. Era acel Dumnezeu descris în pilda semănătorului, semănător care nu face socoteală ce se întâmplă cu sămânța pe care o aruncă, și semănător care aruncă sămânța peste tot, aruncă în mijlocul străzii unde n-are cum să crească și aruncă sămânța în spini și aruncă sămânța între pietre și în locuri unde nu va crește și știe că nu va crește. Dar iubirea lui îi cuprinde pe toți. Mama Tereza căpătase chipul ăsta, fața asta specifică a lui Hristos, care era în stare să-i cuprindă pe toți, chiar dacă mâinile ei nu putea să-i cuprindă pe toți. Scriptura ne spune despre acel mare lepros, a zice, cel care a luat lepra lumii asupra lui, Hristos. Ne spune că el s-a înălțat la cer. Și acum a căpătat un nume mai presus decât orice nume și a căpătat un loc mai presus decât orice loc. Și spune Scriptura, și a căpătat un chip mai strălucitor decât orice chip. Când e descrisă fața lui în cartea Apocalipsa, vezi ceva strălucitor care îți ia privirile, te orbește, care îl face pe Ioan să închidă ochii și să cadă cu fața la pământ. Nu se poate rezista în fața chipului nou al lui Hristos. Dar Scriptura mai ne spune ceva. Spune că în ziua aceea mare, când cei care au avut chipul lui aici pe pământ, cei care au avut chipul ăsta chinuit de lepră, de dor, chipul ăsta chinuit de fanatism, una din infinitele fețe a lui Dumnezeu, când aceștia îl vor vedea acolo, Scriptura spune că vor deveni ca el. Adică, într-un anumit fel, nu se va schimba nimic din ce a fost. Ei au fost ca el când era lepros, au fost ca el când era orfan, a fost ca el când era bolnav, când era ciupit de vărsat, când era sărac, când era gol. Ei au fost ca el când plângea pentru mântuirea oricărui nenorocit. Ei au avut rănile lui, lacrimile lui și au avut bucuriile lui. Au purtat crucea lui. Și în ziua aia formidabilă, în ziua aia glorioasă, cum ar putea fi toți aceștia decât ca el? Așa au fost și așa vor rămâne. Vor lua pentru ultima dată și pentru veci de veci chipul lui Hristos, fața lui Dumnezeu. Chipul acesta lui Hristos este astăzi între noi, priviți-l atent. Nu treceți ușor pe lângă el, este în dreapta, este în stânga și câteodată ai șansa să te uiți în oglindă și să vezi acolo una din fețele lui Hristos. Ce chip avem? Adică ce direcție avem? Ce ne arde? Pentru ce trăim? Ce vrem? După ce umblăm? Al cui chip purtăm? Studiul ăsta despre poruncile lui Hristos a fost menit să ne stârnească cumva setea de a căpăta chipul lui Hristos în umblarea noastră de zi cu zi, de a căpăta ceva din trăsăturile lui de caracter, de a împodobi natura aceasta nouă care a încăpătat-o absolut prin har și fără niciun merit, de a împodobi-o apoi cu faptele credinței și cu caracterul credinței care va face din noi anumite icoane care seamănă cumva cu icoana lui Hristos. Nădejdea mea este ca fiecare care ați ascultat studiul ăsta de multe și multe luni să
căpătați curiozitatea de a cerceta în Noul Testament poruncile lui Hristos și de a vedea în ele mai mult decât o obligație de a face sau a nu face ceva, de a vedea în ele inima lui Dumnezeu, de a vedea în ele caracterul lui Hristos și cumva de a vedea în ele o ușă prin care poți pătrunde într-o lume de vis, o lume care ne va schimba, te va schimba într-un mod cum nici nu-ți poți imagina astăzi. Dumnezeu să vă dăruiască fiecăruia dintre voi setea aceasta după chipul lui Hristos în noi. Amin. Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.